România este pe primul loc la nivel european atunci când vine vorba de producția de miere. În anul 2017, în țara noastră s-au produs 30.000 de tone de miere. Asta înseamnă 13% din totalul de miere al Europei, arată statisticile. Să fii apicultor în România nu e deloc ușor, spune acest lucru un apicultor clujean cu experiență. Cât e vara de lungă, Mihai Grama și-a luat stupii în spate și a bătut dealurile, munții și câmpiile ca să producă miere pură. Acum suntem acasă pe vatră, ne-am retras de la munte, că ne-au ajuns. De 3 luni de zile facem treaba asta, am stat în munte destul. Primăvara începem cu pomii, cu păpădia, unii merg la rapiță. Noi, de exemplu, mergem după salcâm, ne ducem sus în munte, că har Domnului s-o tăie destule păduri și acolo e chiar un paradis pentru albine, la zmeură, la zburătoare, la negruș, iarba neagră de pădure, care mai puțină lume o știe, dar aici numai crește în România, în zona Parcului Național Apuseni. Avem o biodiversitate foarte mare și trebuie să profităm de ea. Mierea culeasă de albine din florile de la munte este net superioară față de cea produsă de la florile aflate în apropierea aglomerărilor urbane, iar specialiștii ne învață cum să o deosebim pe cea calitativă de cea mai puțin calitativă. Cine nu știe ce înseamnă o miere bună de la munte, acum poate să o vadă. Asta e lingurița. Vedeți, prin rotire nu curge, dacă o rotești. Deci așa se ia mierea, vedeți? Ai rotit-o și stă mierea pe ea. Apicultorii spun că acum, când țara noastră e lider la producția de miere, provocarea e ca românii să fie lideri și la puritatea produsului. Uneori nu ne ajută timpul, într-adevăr, că anul ăsta, de exemplu, au fost foarte multe ploi și au fost rece, dar una peste alta am ieșit bine, să zicem, și ne descurcăm. Și e foarte bine pentru cei care merg la munte că se feresc de culturile agricole, unde e o mare, mare problemă cu stropirile, tot ce înseamnă neonicotinoide, insecticide, pesticide. Eu de mult am tras linie și am zis nu-i pentru albine și, bineînțeles, pentru produsele stupului, că vă dați seama, și un polen care e contaminat și mierea care e contaminată ajunge în consumul uman și cineva poate că vrea să consume mierea ca medicament sau, deci nu chiar ca și aliment, o consumă de la copii până la oameni în vârstă. În România există peste 40.000 de apicultori și un efectiv de 900.000 de familii de albine.